Sorcova. Schiță de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Troienele se ridicau namile până în tinda creștinului. Vântul spulbera fulgii de zăpadă, în vârteje și stoluri, repezite în lungul ulițelor, sparte la răspântii și împrăștiate fără căpătâi în largul maitanelor de la Olănița. Pârtia nu se mai cunoștea. Zăpada-ți trecea de glezne și mai bine. Fumul căminelor, zăpăcit de bătaia crivățului, se zvârcolea pe loc și, ca și cum ar fi fost scobit de vetre, se prăbușea îndărât pe gâtul coșurilor. Mahalaua înțepenise îngropată în troiene. Nu se pomenea nici gură de om, nici lătra de câine. Așa în nou, așa sunt Vasile, să-l hrăzească domnul vrăjmașilor noștri, că și de-ai avea tufă în bătătură, uiți și de topor, te dai cât mai afund în plapumă, îți răstorni toate țoalele în spinare și tot gheață rămâi din tălpi până la creștet. Taraful lăutarilor, a lui Sotir Ciupitul, țambalagiul Olăniței, împodobise din preziuă un cap de porc cu tibet, conabiu și albastru, cu busuioc și cu cercei roșii în amândouă urechile și mivârâse în dinții rânjiți un trandafir umplut cu tocătură rumenă. Toți așteptau să vadă astă grozavă Vasâlcă și nimeni n-o mai vedea, deși trecuseră ca la 3 ceasuri de când se luminase de ziua. Nu se pomenea nici de sorcovăială, după cum s-ar fi cuvenit de la moșii, de la strămoși. Ți se prindea pleoapă de pleoapă, nară de nară, falcă de falcă, degera oul în găină de ger ce se pornise. N-am putea duce la aldebiata bălașa ceva curmeie de viță și vreasc brujuite, zicea mama arghirița fetei mari, ce învârtea mămăliga între genunchi și se ștergea la ochi din pricina fumului. Biata bălașa, o fi amorțit cu copil cu tot, săracă lipită, bolnavă că nu se mai poate târâ, văduvă, cu copilul gol pușcă pe așa cățea de vreme. Nu știu zău de și-o mai noda zilele. Scoală, Irino, mamă, pune pe tine cojoaca și dulama mea și du-te de vezi, îi aburește coșul la fum. Irina lasă făcălețul în mâna măsii, se strecură pe prispa din jurul pereților până la spatele casei, apoi se întoarse într-un suflet întindă, se scutură de omăt și sări pe vatră. Nu e mamă, nu e fum, nu e nimic, geamurile înghețate, tun, cu frunze geruite de nu l-ai răzui nici cu custura. Grăbește-te, Irina, să-i duci ceva găteje, nițică mămăligă și ceva fiertură, să le aprinzi focul cum îi știi, să le pui masa că or fi flămânzit. Și e mai mare păcatul să știi pe femeie cu copilașul ăla pocâltit și degerat la o zi așa de mare. Săpada-i pătrunsese în tindă. Vântul îi cânta prin crăpăturile ușii parcă ar fi vuit în duba mare și bălașa era întinsă în pat, învelită cu o plapumă veche, soioasă și ciuruită cu găuri prin care ieșeau ghiomotoacele de lână neagră. Pe picioare își trântise 2 scovergi. La sân își ghemuise copilul îmbrăcat cu niște zdrențe de pantaloni, cu o scurtăicuță blănuită și încins pe la mijloc cu o basma roșie. Chipul ei, gălbejit de boală și de sărăcie, începuse a da în vânăt. Ochii pironiți asupra copilului pierduse răluciul vieții, ca și cum i-ai fi răzuit cu o gresie. Mamă, mi-e frig lângă tine, tu ești prea rece, îngână copilul dârdâind. Lasă-mă să mă dau jos. Bine, Nică, fă cum vrei, șopti bălașa. Câteva lacrimi umeziră ochii ei uscați. Mamă, mie-mi e frig când stau în casă, adăugă copilul trăgându-și cismele. Mai bine ar fi să mă duc cu Sorcova. Soba nu s-a desmorțit de 3 zile și eu am merișor și busuioc uscat. Pot să-mi fac o sorcovă, dacă nu am una de târg cu flori și cu beteală. Și poate că vin și cu parale.
Am să-ți cumpăr pâine caldă. Aici e frig. Mamă, vreau să mă duc. Și el, care înghițea în sec de foame, nu-i venea să spună drept, deși abia era de 6 ani, căci simțea pe măsa bolnavă greu și tot zadarnic ar fi fost să o mai mâhnească și el cu foamea lui. Du-te, răspunse bălașa închizând ochii. Știu eu ce te mână pe tine, dragul mamei. Știu eu. Numai Dumnezeu nu știe. Să te sărut odată înainte de a pleca. De ce să mă săruți, mamă, înainte de a pleca? Ca să-ți fie cu noroc, ca să câștigi parale, ca să te primească cu bine la casă de oameni. Și după ce îl sărută pe frunte, pe obraz și pe ochi, copilul se uită lung în fața ei. Mamă, da, cura ta este de gheață? Altădată când mă sărutai, mă încălzeai. Acum parcă mi-ai bătut 2 piroane de gheață în amândoi ochii. Și văzând că măsa și-a luat fața în mâini, o socoti mâhnită de vorbele lui, se repezi la gâtul ei, o mângâie ușor pe tâmplă și strigă cu un glas între râs și plâns. Vrei să te sorcovăiesc? Așa cum m-ai învățat tu, mamă. Tare ca fierul, iute ca oțelul. Nu vrei să înflorești, să mă gărești? Nu zic bine? Ca un măr, ca un păr. Plașa, după ce zgârci de 3-4 ori din mâini și din picioare, își veni în simțire ca dintr-un somn adânc. Nică era la gâtul ei și începuse a-și îngâna vorbele cu plânsul. Nu zic bine, mamă, de ce nu mă asculți? Ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata. Hai sărută-mă o tată, cam să-ți aduc pâine caldă, de la Iane, brutaru. Îl sărută, parcă buzele îi se încălziseră într-un zbucium de viață fără nădejde. Nică, după ce o bătu pe frunte cu mănâchiul de merișor și de busuioc, plecă îndesându-și căciula pe urechi. Când copilul ieși afară din tindă, îl săgetă crivățul care te orbea și ținecă răsuflarea, cercă să facă un pas din prag și nu văzu înaintea ochilor. O pală groasă de zăpadă îl izbi peste ochi. În acea frământare cumplită, un singur gând îi licări în mintea lui de copil. Vreau să aduc pâine caldă mamei, pâine caldă de la Iane, brutarul. Și intră în zăpadă până în brâu. Se opri încremenit. Auzise ceva. Îl strigase cineva. Auzise bine numele lui. Vântul să fi fost? Și vântul era rece și glasul care îl chemase fusese cald. Ca și vântul se pierduse în depărtare, deși venise de aproape. Nică! Nică! Iar? Și acest glas care ieșa ca de sub o copaie răsturnată, era slab, năbușit, tăiat de tuse, bolborosit într-o hrâială care îl îngheță până la măduva oaselor. E mama, șopti copilul clănțănind și se repezi la ușă. Pe când se lupta să deschidă ușa cu mâna stângă, căci cu dreapta strângea cât putea sorcova de merișor, ia că și Irina a mamei arghirița, cu un maldăr de găteje și de viță uscată. Mama! Dadă Irina, cere apă! Deschidem, deschidem! Când intrară în casă, piata bălașa se dusese pe lumea ilaltă. Plapuma și velințele căzuseră jos. O mână îi odihnea pe piept, iar cealaltă încremenise înfiptă în așternut. Cu ochii pe jumătate închiși, părea că-și caută copilul la sân. Gura ei căscată, o pată neagră ca întunericul și tot ca întunericul fără fund. Dadă Irina, vrea apă, să-i dăm apă, dadă Irina, îngână bietul copil căutând prin odaie cana cu apă. Dada Irina, în loc să-l asculte, luă în brațe și se repezi cu el pe ușa afară. Când îl duse la al de arghirița și dădu de căldură, Nică îmbrățișă soba, închise ochii și zise încet inel și dulce: Tată, Irina, să faci și mamei foc,
că mult e bine la căldură. Apoi, băgând de seamă cum șopteau de tainic Irina cu mama Arghirița, care adusese și o lumânărică de ceară galbenă, întrebă cu binișorul: „Da, ce să faci, tată Irino, cu lumânarea?” „Să duc la măta foc”, îi răspunse Irina. Și eu, după ce mă încălzi, mă duc cu sorcova să-i aduc pâine caldă”, mormăi copilul ațipit lângă sobă, strângând necontenit în mâna dreaptă mănânchiul de merișor și de busuioc. Dar pe când Arghirița vorbea ceva mai tare cu fie sa, socotind că copilul adormise, Nică deschise speriat ochii săi albaștri înnecați în lacrimi, sări de lângă sobă și strigă neputându-și stăpâni plânsul: „Da, dă, Irina, nu vreau să o dați popii! De ce să o bage în groapă? Mama e a mea, nu a popii! Nu vreau să-i dea țărână în ochi, n-a făcut nimic! Dacă e săracă, când voi face mare, o să fie bogată, o să-i cumpăr scurteică, rochie și șorți! Să nu mi-o dați popii! Nu s-a dus la biserică, că a fost bolnavă, da, dă, Irina! Dumneata știi cum se ducea înainte, dumneata știi!” Abia după multe făgăduieli se liniști, se culcă de-a curmezișul patului de lângă sobă și a dormi oftând, nevoind să mănânce decât odată cu mama. A doua zi, toate i-au fost de asurda. S-a rugat, a plâns, a țipat, că popa n-a voit să-l asculte. Pe măsă au pornit-o cu picioarele înainte. Degeaba le-a zis tuturor: „Lăsați-o bare până s-o muia curtea bisericii”, auzind că pământul de groapă e tare ca osul. Și toată lumea i s-a părut rea de atunci încolo, mai ales părintele Tudor. Și din mâna popii, multă vreme n-a luat nici prescură, nici artos. Iar mama Arghirița, în loc de o fată, a avut o fată și un băiat.